Deși aparent banale și fără identitate, multe cartiere din București au o istorie bogată și neștiută de cei mai mulți dintre locuitorii zonei. Acesta este și cazul cartierului Grivița Chibrit, o zonă plină de povești și de istorie și totodată locul în care au avut loc numeroase evenimente importante. Din acest motiv, două prietene cu o pasiune comună au organizat weekendul acesta un tur ghidat prin cartier, unde zeci de oameni au aflat ce încărcătură istorică au străzile pe care au copilărit sau pe care locuiesc de ani de zile. Un cartier plin de istorie, a cărui construcție și dezvoltare au fost marcate de evenimente importante din istoria României. Vorbim despre cartierul Grivița Chibrit, care a luat naștere pe două foste gropi de gunoi, odată cu dezvoltarea căilor ferate. Groapa lui Oatu este parcul Regina Maria de lângă podul Grant. Aici era lutăria lui Cuțarida. În locul gropilor de gunoi avea să ia naștere un cartier modern menit să asigure personalului CFR condiții bune de cazare în locuințe de serviciu situate în apropierea locului de muncă. Bucureștiul devine o scenă puțin confruntațională, pentru că foarte multă lume se mută din rural în urban, dar nu sunt obișnuiți cu locuitul în oraș. Astăzi, fosta zonă ceferistă și-a pierdut din identitate. Așa a luat naștere și proiectul Eu trăiesc într-un chibrit, un tur ghidat, pietonal, menit să scoată la suprafață istoria celei mai mari zone de industrie grea încă în viață din capitală. Eu locuiesc în cartier, sunt din familie de ceferiști, m-am născut la actualul Spital de Arș, pe vremea respectivă maternitatea Steaua, și am crescut cu povești despre lumea ceferiștilor și lumea cartierului. Am ignorat aceste povești vreo 30 de ani și actualmente îmi doresc să văd și în zona Grivița, în zona Chibrit, o mai mare inițiativă. Impresionați de ideea acestui tur ghidat, 10 de persoane au hotărât să participe la networking-ul din cartier, așa cum le place celor din echipă să numească proiectul. O idee deosebită, mai ales că eu nici nu locuiesc în cartier, dar cu atât mai mult am fost impresionată de numărul mare de oameni care au venit. Prezintă istoria culturală, industrială a orașului. Orice cetățean ar trebui să fie interesat de așa ceva. E o idee excelentă, pentru că cu toții stăm mai mult sau mai puțin într-un cartier, venim la un moment dat și nu știm mai nimic despre cartierul respectiv. Este deosebit și afli foarte multe lucruri. Turul pietonal a avut mai multe opriri, fiecare cu povestea ei. Echipa proiectului Eu trăiesc într-un chibrit vă așteaptă și pe 18 și 25 noiembrie la o plimbare în trecut pe Grivița.